în Europa nu mă interesează. Nu mă interesează. Da, stabilitate. Știu eu că o să am nevoie de stabilitate, nu? Sau de interes, nu mă interesează. Mă să vestesc. Fie, unde ești? Unde ești? 15. Tracia, o terminat? Așa fac armata, așa e. Trezorie. Counting House. Burgas o terminat, așa că faci. De ce alegi o țestă care... Trebuie să mai iau după taxe, de fapt, dar... Dar nu! Hai, mă, salburgule! Convertește-te odată ca să... Fac și eu banii ca lumea undeva. Trade value, tehnologie, stabilitate, fort, manpower, economic? De ce lienzu atât de valoros economic? Dacă mi-ar și zice, mișto ar fi. Te-mi pizda, mă, de-i. Nu știu. Am idee. Okay, nu mă interesează asta, până și. Trade, comerț, nu mă interesează comerț. E un ledger pe undeva, de aici. Francezii, clădiri. Nu, provincii, nu? Numere provincii. Și înseamnă alt, noi câte mai ok. Marina, armată. Armată! Noi, Castilia, Franța, Polonia și Anglia. Prusia. Castilia are armată. Castilia trebuie să piardă în armata aia. Să avem nevoie de un război total să piardă cu armata aia, dar avem, noi avem rezerve, 14.000, doar 74 de rezerve. Marina, Castilia. Ok, nu era de scary. Avem mai multe bărci mari, iar mai multe bărci mici. Au toate bărcile mici. Ok, asta e interesant. Cel mai bun lider din lume, overall, 15. Kashmir are un cel mai bun lider din lume, ok. Anglia, Portugalia, Bradford, Scoția. Are rost să mă uit după noi. Hermogina Valley, Land, Aachen, Magdeburg. Noi, ok. Statistici naționale, nope. Nu, nici nu știu dacă e aici aia ce cauți, dar până știe, poate fi, poate nu fi. Am trecut deja pe aici. Am avut niște conducători uneori. Overview. Taxă. Producție. Jens. Jens are cea mai mare producție, da, ok. Jens nis Kartli Castamon Esu. Lienz, tu zici că Lienz are cea mai mare producție. Dar nu e, tu zici că Lienz are cea mai mare producție, bani acolo. Bani, construiesc pe Lienz și pe Castamon și pe Nis. Că era Nis. Și în continuare rămânem în Hormuz cu plaia. Țara de căcat. Doi am zis. Că ace, o-ți căcați ăștia. Unii căcați după undeva în Sian. Sian la trecere cu noi, tehnologic. Armata noastră e, o să fim, suntem invincibili. Până în 24 ne costă mai mult. Fie, nu mai vreau să pierd stabilitate, deja avem pierdut stabilitate. Ce zis? Bagă-mi odată stabilitate, pizda mătii, te fută Rex. Hai, că vreau să ajung iar la comerț. Cât e următoarea? 25, încă o idee. Am vrut să investim în mine. Am pe unul. Fapt că Lienz construiește. Ok, îl păstrăm pentru Lienz atunci. Alexandria, blop. Noi, da, mă, frătrăm, te simt mâine, că toți care te imitezi, țăran după noi. Am uitat că s-a făcut armata, nu s-a făcut armata încă. Armata, că undeva... Na, construiește plus. S-a făcut armata. Avem armata în plus! Avem armata în plus! Olei! Olei, olei, olei! Nu mai vreau armata. Ana, dai! 3, 4...
5-6. Pe că n-am făcut infanterie de aia cumva. Din greșeală, nu, am făcut să-i bag. Ne da în rimpadră. Ne da în rimpadră. Yeee! Stabilitate! Ce? Da, măti, cum n-am văzut asta tot timpul ăsta? De ce să se bate cu aia? Fă-ți crede și mâine. Da, asta vezi? Da, da, nimeni nu spău și nu văd când se scoală toți proștii. Deci mâine, ia toți pula mea de negustori. Tu vine mai aproape. Tu, du-te mai așa, de acolo. Du-te mai așa, du-te aici. Și nu, asta armata care e în construcție o să facă ceva. Tu du-te în Macedonia. Alți rebeli cred că poate să rezolve, că bineînțeles, nu, 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 ți-ai găsit datoria. Teritoriul nostru în mâine rebelilor. Bă, cineva a luat Irakul, nu era o alianță, vă știi, mai aia. Ce ați făcut cu ei? Din ce nu-i nimic interesant. Toată zona asta nu-i nimic interesant. Adică sunt niște... sunt chestii de comerț pe aici, dar... provincii de rău s-a dat de căcat. Nici nu se merită să arăt. Unde vei capitala, mă? Simplu ce o să o extins ca lume. Pula mea, aș urmas... da, deșert. E capitala voastră, totuși. Mă gândesc că e Yemen. N-am stricat să luăm make-up, totuși. 1, 2, 3. Ce motiv? Da. Trebuie să găsim un motiv să începem război să luăm meca. 3, 4, 3. Hai, luăm pe ăștia că sunt pe ocean. Putem să profităm de situație. Adică avem Ierusalim și să avem și meca. Adică e chiar... chiar... pe Futarex! Chiar stupid. Că noi n-avem mega, adică noi suntem cel mai mare imperiu islamist. Sunt stupid. Musulman. De ce să n-avem noi mega? Cum vine asta, bă? Da, să faci doar o cavalerie? Pizda-mă, ti de hartă, lasă-mă să dau click. Ola mea, fracamenta mult. Vezi ce se întâmplă. Siegiul Macranului l-am luat cu ei și am trebuit să pedepsim pe aia. A fost în teritoriul meu. Hai. Avem o armată. Ce o să faci să... Uite-mă. Dacă. Nu poți să stai aici. Tu ești cam în plus acum acolo dintr-o dată. Nu. De acolo. De tu aici. Și tu poți să stai în zona asta. Și atâi, vă mai facem o armată. Sunteți fericiți? Ne da, Andrei, patru. Infanterie murciană. Doi, trei. Schimbare de planuri. Să-mi minte să o numesc pe asta, cum trebuie. Ne da, trei, patru, cinci, șase. Câte trei am pus? Șapte, opt, să zicem. Caracole, zice, băi. 3, 4, 5, 6. Vedem dacă e mai bună sau nu. Când o fi gata vreodată. Ia, la ce ziceam? Că... convertim linzul. Convertim linzul asta și băgăm bani. Nu mai băgăm bani în facea. Vitea, bursa n-are încă trezorerie. E în zona asta, să știm. Zona asta are de toate, ok. Și ce mai era Nisul? Nisul să aibă workshop. Și... tarife? Producție? Lienz Nis Castamon Cartley. Castamon. Ok, te complică și Cartley? Păi Cartley, băi. Cartley.
2 a cea mai mare producție. Sau ar trebui să mă urc, trebuie să fac boșopuri peste tot. Cred că asta trebuie să fac. Mai am 5 de ăștia, țin 5 și fac așa. Decizii naționale. Ia-i mei de gând. Da, îți răscoală că convertim Salzburg-ul. Nu răscoalați-vă, mă. Vedeți dacă îmi plas. Pasă mie că vă răscoalați voi. A, aș putea să fac niște colonii. Dar colonii negoți de bani, n-am niciun de să mai faci colonii. La urmă, trebuie să stea acasă, nu se ducă peste oceane să crească mie teritoriul pe care l-am lăpăzit. Castilia e enervantă. Franța, Franța? Azi, băi, îți dau un cadou. Nu știu de ce vă dau un cadou, că vreau să vă invadez. Cu un rând, când o să poate. Vin excelent, fantastic, avem vin excelent, tovarăș. Nu știu cu ce mă ajută, dar avem 4 4 Latin Nights, mă, bă, mă. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Milenii, să calculez acum. 2, 3, trebuie să fie și asta, nu? 1, 2, 3. Hai. Ne pregătim pentru un război care o să apară în... Nu mai este până atunci. Dacă ai fi mai competent militar, ar putea să fac chestia. Nu, nici nu. Suntem 19. Suntem 19. Să-ți pregătiți pentru încă o pierdere de stabilitate? Ta-da! Revoltă mare. Wow, ce miracol. Holy shit, chiar că au fost mulți. Doi în partea asta, ok. Și în Augsburg au venit toți. Nu cred că e destul. Ce vreau să spun, nu cred că e destul. Aia de n-a simțit-o pierdut deja și a fost terminat deja. Armata imperială se mișcă partea asta și se duce înapoi la Linz ca să-i sperie pe Veneție. Viena e a noastră și numai a noastră. Timpul prospere. Consiliul de urgență a devenit faimos pentru rezultatele țării, artistice ale țării și economia de succes. Artiști, filozofi și poeți se adună, flocuie. Se adună toți către Tracia și economia noastră de răsăritoare, excelentă, bine. Bla, 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 bla. Putem să facem universitate? Putem să facem o academie în Charizor? Sau putem să primim bani? La jumătate de preț. În Charizor, zici tu. Nu mă gândești să văd unde dracu' e Charizorul. Charizor. Acolo. Charizorul are grain. Nu mă ajută nimic la... dublu în provincii cu vin și zahăr, în provincii navale, cupru și fier, ul și clot. Nu știu, n-au dublu. Deci ce zici tu, e tech sau tradiție culturală și bonus la stabilitate. Și bonus lunar. De cam bine, ok. Da, universitate pentru research. Universitate la jumătate de preț. I'll take it. Ironic, consiliul de regenți mai bun decât unii lideri pe care am avut. Iar. Mai bun decât un lideri pe care am avut iar. Is this gata? Ok, serios. My bad. Am greșit. Gândișcă. Nu-mi plăcea că Spania avea la fel de multă armată ca și mie. Trebuie că am o armată pierdută. Ai, trebuie o armată. Și ai, mai trebuie o armată, că am una pierdută pe la mama măsii. Yep. Voi sunteți gata? Voi sunteți infanteria mauriciană. Și cât mai așteptăm? Mai așteptăm un cal. Bun. Bă, 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 bă.
Ne, armata prima, nu? Tu ești best 1. Nu-i bine. VT 1. Tipul Vestic 1. Și tipul Vestic 1 are o singură treabă, să treacă potlava și să ia cu ăștia. Să-l arăte ăstora ce înseamnă tehnologie vestică. Încă da, așa e, că polonezii sunt estici, nu? Polonia? Nu singur că dau Consiliul de Regență, e bine. Polonia sunt considerat vestic tehnologic, am impresia. Nu știu dacă mi-a spune, dar așa ți-mi minte, Polonia e considerată, poate s-o vesternizat între timp, cu cazul ăsta. Critică politică. Pierdem infamie, pierdem spune, mă cac pe infamie, da? N-am eu treabă ca infamie. Avem destul de multă limită la infamie și stabilitatea e totul. Stabilitatea mea e totul. Zici că ați fi gata? Nu zic acolo atunci, dacă sunteți gata. Ok, și mai facem una. 1, 2, 3, 3, 4. Plus 4, da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nu știu de ce fac așa. E, sincer. 1, 2, 3. Să văd, compar că Mirene s-o dau alt tab între ele. Alt tab între ele. Sunt niște... Ok, veni vorba. Enzo încă e convertit, Salzburg încă se convertește. Ok, întoarcem la Castamon. Castamon! Gata, Castamon. Și mai era... Nisu. Ok. Și mai era... Stai, că am zis că vreau să fac altceva. Zic, vreau să fac altceva, sortăm după producție și după clădirile pe care puteți face. Constable! Câte... asta dăm, ok. Asta vreau să fac, de fapt. Dar bine, ok, Castamonul, hai să-l faci, nu Castamonul. Nis să-l facem și să-l la maxi ține minte. Încă una Nis. Timpul prospere, în... serios? Suntem în decembrie, o să avem bani în Smiria. Smirna, Smirna. Puteți să puneți și voi în provincie pe care o știu și eu. Smirna are vin. Vin, putem să luăm bonus de la rafinerie? Nu, dublu bonus. Și ne dă și check investment. Dar e o chestie la jumătate de bani. Fine arts. Tradiție culturală, n-ar strica... Crap. Și bineînțeles, fără să fost magistrați, fără să fost... Nici nu se pune. E clar universitate și clar că o luăm la jumătate preț fără să ne coste nici măcar pe magistrat. Fac. Serios? De unde neva am, da? De unde dracu am sărinul ăla atât de buz bani pe... anual. Nu știu, ceva, cineva nu calculează ceva, poate eu. Armata nouă, pe naiba. VT2 și treaba ta de asemenea. Eu. Eu, mi-e cine? Serios. Aia, mă inventrizează asta. Am uitat. Ok. Se pare că Polonia se războie cu Chatai, Muscovoi, Rizan, Georgia, Smolensk, Nizeni, Novgorod și Novgorod. Și cumva pierd. Aaa, nu cred că pierd. Ok, polonezilor. Adică pierd că-s prea mult, atacat prea mult. Salzburgul e al nostru. Salzburg. Crap, cine a mai murit? Marele nostru om de... What? Statesman, nu nostru. Am devenit independent de statesman, din păcate. Și tu când dai... Yeah.
Unde ne bea? Era unul cu căciulă ciudată, nu? Ok, pa, cască ochi, okay. Asta e important. Nu strică să investim în... în guvernământ. De asta vreau guvernământ, ca să pot să investesc în guvernământ, să pot să iau bucăți mai repede. Ok. Depuneți de clan război, că încărcă circunstanță de urgență. Am impresia că, teoretic, Polonia trebuie să câștige războiul ăsta, dacă nu are motiv să nu câștige războiul ăsta. Tehnologie 20-23. Trebuie să aibă avantaje. Poți și lua bătaia de la mine, trebuie să aibă general destul competenț, dar nu vedem. Nu chiar așa este. Fiji! Eu, cac, pe legea ta de antipiratie. Piraterie. Piraterie. Trebuie să câștige, dar în același timp pare că nu câștigă. Și cum și-a toată armada într-un loc și de-aia nu prea au timp să facă mare lucru. Hai să ne uităm la Ledger. Războa, era ultima, nu? 31-30. Războaie curente, score. Hai să ne uităm la Defender. Portugalia, Bohemia și Anglia contra Suedia și Magdeburg. Trec, uite, poți să faci războaie de astea tâmpite, ne mai știi. Ok, vede cineva Polonia aici? Ok, Polonia, Liegi, Utrecht. Nu, ei au început război. Și vor să subjuge Rijanu și el câștigă, teoretic. Nu știu pe scor. Ok. Dar nu au să fie chiar așa. Înțeleg că Moscova are mai multe trupe. Adică dacă Moscova pierde trupele, la degeaba pare mai multe trupe. Și... dacă toți suntem acolo... dacă toți suntem acolo, nu zici nimic. Asta mi-i țăpune. E o armată națională, mărime armate, mi-i zis să-mi trebuie și... așa, total, 9-24. Yemenul, Portugalia... Liegiu? 20.000. România, 17.000. Cred că am notat eu Polonia pe undeva. Clar am notat Polonia pe undeva. Ok. Polonia, ok, Polonia e acolo. E al cincelea. Rusia e sub ei. Moscova e 31.000 față de polonezi care au 81. Și oricum, polonezii au mulți oameni. Ar trebui să câștige războiul ăsta. Dacă nu pierd oameni dragi și nu s-apucă să invadeze stâmpit, adică... Novgorod e ocupat, da? Și nu mi-a război cu nimeni. Moscova are, bineînțeles, hoarda în partea la altă. Bă, ei știu ce fac. Problema lor. Nu? Nu, no, doar așa, am uitat de... Ramzan pierde în Adanacor. Erșchevereșchea noastră. Să mă gândiu nostru. Ce zic ăștia? Și nu mai avem un magistrat pe undeva. Nu știu cum aia. Hai să facem noi un coridor. Minței. De al nostru e Salzburg. Salzburg în workshop și Lienzul încă un workshop. Și tu zici că sunteți gata, nu? Voi zici că sunteți gata? O să fii gata, nu? Poate-ți gata. Chiar vreau să scar polonezi și termină... A trecut ceva vreme de când am mai pierdut noi niște stabilitate. Nu, de anul trec... Deja 1622, bă, dar am făcut o mare pierdere de timp. Nu? Vă mai uitați? La ceruri? Erați voi să veniți de Brăști. Trebuia să-i, de fapt, punem, ignorăm. Și atât de aproape de 23. La 23? Spune-mi la 23. La 25, ok, atunci. Putem să mai așteptăm. Că fac divers, tu nu mai trebuie. Și aș putea să te înlăcuiesc cu cine? Cineva care să-mi dea bani. Fii și o posibilitate? Sau comerț, sau marină, sau multe chestii. Sau să-ți un preot ca să ne crească... șansa de misionari? Sau eficiență de spionaj că nu aveam?
Sau luăm înapoi un diplomat ca să pierdem. Da, să duce. Ok, ok. Ok, nu mai este nevoie de tine. Crap, ce-am făcut. Ok, da, nu mai veni nici inflație. Bun. Stăm bine, foarte bine. Cu excepția faptului că încă ne chinuim cu vestenizarea armatei, dar stăm bine. Teoretic avem avantaje că... VT3. Că avem teritoriu vestic și putem să facem armate vestice. Okay, nu mă uit de la spihai, spihai ăștia. 0031322. 2-0-3-2-2-2-2. Caracolii mai bună decât spahiii noștri. Bă, spahiilor, bă, curul vostru. Vină jos. Să ne adunăm în Zaporiște. Te-ai acolo. O să mergem mai... Am mai dat 200 ea până în bus. Fie! Whatever! Aha! Ei, da. Vrei așa o șansă de misionar, și mai mare. Ce ai șansă de misionar? Poate o să ai misionar? Auzi, bulguia noastră. Aia, cineva o să piardă provinciul în cazul ăsta și... Cât mai azi? Cât mai este? 41. Mai sunt 19 ani? 18 ani? Yep, cam trebuie să ne grăbim, zic eu. Dar... Este 41.000 soldați? Polonia nu poți comentiza ceva. Și Castilia nu mai poți comentiza ceva. Deși dacă aș mai face armata, aș avea aproape dublu. Castilia. Mai facem armată, tovarăș? Mai facem armată. Pare că facem armată vestică în continuare. Du-te acolo. Hai. Eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Salzburg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cred că am făcut doar 5. N-am auzit cleco. Fatărie secbană, să-mi simie fatărie mauriciană. Nu vor. Nu mai am. S-au prins oameni. A, dacă a devenit provincia de-a noastră, da. Dacă nu-i teritoriul de-a nostru, nu mai putem să facem. Cred că Linzu numai. Linzule! Putem Steinmark. De Canci. Canci, bă, canci, ok, fie. Nu, nu, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cred. Nu, am rămas fără infanterie murciană, cam făcut din ea. 2 la sediu. Am apăsat aici. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cred. Aproape sigur nu o să iasă la număr. Să gara. Am gândit aiurea, am să-mi dă. Ok. E bine. Câți ani ai, bă? Cred că la 14 ani. Putem să facem colegiu. Mă roade pe mine colegiu. Mie dăm stabilitate, te rog. Vreau stabilitate. Producție, ok. Vreau stabilitate. Chiar duc am mulți bani. Ocazia asta. Cât avem că n-avem stabilitate? Na. Universitatea de Cairo, clasa din 1623. Către administrare. Ca să... Da, cred că e timpul să facem niște mai... Unitate culturală și gata, nu mai avem bani, din păcate. Să profităm de situație. Linzu, Salzburgul. Mai avem, plus că era Castonul sau Nisu. E următorul magistrat, îl băgăm în Nisu, să fie ăla gata și după așteptăm. Că dacă tot am început cu Nisu, din ceva motiv, că au zis jocul care produce cel mai mare Nisu, da, aia. Mă carcă în gura voastră, cum tot furat de mie negustorii. Cred că o volum, posibil să-mi pierși acolo bani.
Aha, în paralelă stai pe pauză, sigur se întâmplă ceva dacă stai pe pauză. Da. Yeah! Avem stabilitate din nou. Să avem bani înapoi? Bani? Nu. Ah, da, că am făcut armată. Cum stai? Bă, paralelă, când stai tu armată? Dacă bani când tot faci armată? Bună întrebare. Ai mai mult armată decât trebuie. Ok. Ups. Ok, mai trebuie să scăpăm de una. Whoopsie! Shit happens, I guess. Blup. 239. Adică puteam să fac 10 de întâlniri, da, ok. Trebuie să calculez mai bine. E ok. Okay. De fapt, e atât de ok încât o să mă folosesc spațiile la două liberi lăsate. Acum că avem bani, da. Că nu suntem peste limit, avem bani. Nu. Unde pola mea e caracolul? Acum vreau caracolul? Ok. Mai vreau două. Sunt trei. Ca să-i... Ce ești tu? Am să-i bani, mai fă una atunci. Ca să-i pun la aserii. Hormuz, da, bine. Mare nostru conducător, poate să facă și altceva. Angul de dizoluție. Diplomatic skill. Pierd 3 în familie, free subjects. Poate. Ce avem aici? Judiții reax ne dă taxă mai mică. Nu. Candidate centralizare, miliția act, ok. Inovativ și candidate, recruitment act. Simul război. Free trade, nu mai vrem așa ceva. Ah, da, și asta. Și încă n-avem centralizarea necesară. What the fuck? Cum? Să, primul rând, să trec eu la centralizarea necesară, că nu mai pot. It's maximum. Minus 3. Și mai trebuie una încă. Și să stăm gata, o luam mult și bine. Mult și bine. Nu, no, Paloro, mai mult este super. Mic. Aproape nimic. Negustorii se plâng. Plutocrație. M-ar ajuta plutocrația cu ceva? Leader shock. Și dacă trecem în partea asta, primim spioni. Mare parte. Și negustori. Și șansa de negustori. Și cavalerii ne costă mai mult. Dacă stăm aici, șocul la regimentele ne costă mai puțin. Nu. Nu-mi băt capul cu spioni. Și sincer vreau să mă bag capul cu războaie. Deci, Deci, atunci că ești gata. Ok. Avem niște armate în poziția asta. Avem încă armate acolo. 8-6, 8-6. Perfect. Și tu? Tu. Adică știam că am calculat prost? Nu chiar atât de prost. Ok. Sec bani toți? Bine, nu mai nevoie de voi. Calculat? Foarte prost. Ok, înapoi sunt la pății. Doi seriu acolo. Aici e un riu. Presburgul 3 acolo. Primul seriu stă... Stai unde stă, tu vin în Salzburg, tu vin în partea asta, altă, de fapt, și de voi are o armată de caracole. Uite în zona asta, în caz de răscoale și alte păcate prostii. Ok. Are bine că se termină cu bine, dar nu se termină atâta. Ne descurcăm noi. Am impresia că trebuie mai multe bărci acum. Acum că am
armate de astea de mai mari, deși, ok, 32, nu? 32 de bărci de transport îmi trebuie, teoretic. 76, 78. Am minim 32 de bărci? Nu. 28. Crap. Da, că am distrus din ele ca să pot scap doar două armate de astea, ok. 16 cu 16, 32. N-am de unde să fac atât. Păi atunci 14 cu 16 e 30, nu? Nu? Da, bun, deci mai facem două bări de transport. Ca să putem măcar crea o armată de asediu și una de astea. Alternativă, vă puteam să renunțăm la încă două bărci mari. Deja stăm cam prost la capitol, o flotă, nu prea vrea să renunț. Alternativ. Avem alternative. Naval force limit plus 1. Da. Costă, dar... important. Costă, dar important. Avem plus 4? Dar nu am putea să facem încă... Hai să le facem când e gata clădirile, după aia ne băgăm nasul. Da. Ok, Canterul l-am făcut grază, nu l-am făcut. Nu l-am convertit la adevărata religie. Bani. Are bine, când se termine cu bine, ar fi și mai bine dacă... copilul ar ajunge dată la conducere, când facem și noi ceva. Ce să-mi merg războiul ăla? Franța, Anglia, Hansa, Anglia, serios? Japonia s-a format! Și cred că era mereu Japonia. Bavaria și etapa asta cu Han... Brunswick cu Palatine... Da, e bă, știi ce s-a întâmplat cu ăsta? Am impresia că o pierd. Poate? Nu știu. Brunswick, Bavaria... Pe undeva pe aici... Polonia o hotărâ ce-o făcut. E că Polonia are răscoale. Anglia și Portugalia, iar! Aș putea să vedem cine ține cu aliați, dar aș veni peste voi, dar nu pot. Ei, deci mergem la Reconquest. La Conquest, la Război Sfânt, luăm astea patru. Poate și Podolia sau Carpatia să dăm ăsta. Castrete frumos. La Carpatia e cam de căcat. E că avea zonii mai importante. Luăm Podolia, cer să luăm Zaporiști. Adică vedem ce luăm, dar mare parte vrem să luăm să le avem cor pe ele. Și poate și Zaporiști. Dar pentru că vrem mai multe, poate și Zaporiști. Încă 2 ani, nu? Am trebuit să ne vin de 2 ani. Și încă un lider până putem să cărbătim în armată modernă. Ola mea! Serios! Iar muzica încă nu mă călca pe nervi. Prezentatorul am tot ascultat-o. Puține melodii care nu mă calcă pe nervi. E ca așa, mai cu toate. Regulația provizii medicale. Pentru? Era și timpul. De-aia prefer să crească populația. Avem un conducător care are ceva administrare, e complet militar și diplomatic. Și asta mă ajută ca să fac un act de dizoluție. Pierdere infamie instant și pre-subjects. Pre-subjects? Cu ce mă ajută pe mine subiecti ăștia liberi? Invadarea ne costă mai puțin, galerile costă mai puțin sau moralul armatei? Și când să le stegi mai bun? Care-i bun ceva? Adică aș putea să țin încă un pic ca să iau ceva de infamie și după aia să anulez cu ăsta? Cred că așa fac mai bine. Da. Bun, ăsta e planul. Okay. Băi, salvăm întâi. Băi, că salvăm întâi. În primul rând, ai dreptate, am un arșit militar cu neîntâi de mătă. În al doilea rând, salvăm. Și în al doilea rând o să încep când zic băiul. S-au făcut astea cafea divers. Bărcile? Bărcile noastre toate o să zici. Ai calculat ce prost? Poate. Ok.
Vindem o bărci. Da, probabil o să vină cineva cu bărci, dacă ne creștem asta. S-a aliat cu Castilia și mușcă, băi. Măi, nimic, ce problemă. Potinete vreau acolo. O să fie un pic mai... Da, ok, bine, vine mai acolo. Nu, mai sus atunci, stai așa. Tu ai tot aia de sus asigurat, ok. Deci, de 4 aici. Și cum trebuie din partea asta, alternativ. Aliat cu Auvergne, Avignon Univers, garantați de Brandenburg, partea Imperiului și Mecklenburg, Franța, apărătorul credinței. Serios? Serios? Franța e în război cu alții. Franța la acces militar cu mine. Franța tot. Reflex de alte puteri europene. E Franța totuși. Bă, cac pe Franța. Îți mai slab militar ca mine? Da. Au bărci? Nu prea. Cac pe ei. Ok, dar da. Deci. Să vedem cum începe războiul ăsta. Vreau război, război sfânt, bla 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 bla, nu chemăm pe nimeni. Voi mergeți de fapt. Ține ce trebuie de mine. Sergiu 1 și 2 se duc acolo. Și tu vii în Salzburg când o să primești întăriri. Și vedem cine sare pe cine. Mecklenburg, Brandenburg, Franța, Austria. Austria, Franța. Franța. Pacial. Adică aș putea să mă iau de Franța. Dar am mai multe tunuri, am mai multe infanterie, am mai multe cavalerie. Și am mai multe bărci. Nu am impresia că bărcile mele sunt mult mai de căcat. Și asta o posibilitate. Vreau un admiral în caz de, vreau niște generali așa de rezervă. Da, nu. Nu stai tu acolo. E Burgundia, n-am dat telefonul. Serios? What the fuck? Deja? Crap. Mai putem să te activ aminte, plus că-s bău și-am uitat o chestie. În Ratibor, ce înseamnă? Mecklenburg. Măi, trebuie că aveți voi armata aia, mă! Tu n-ai nevoie de așa ceva, bă? VT3-ul, pe ei. Tu, pe ei. Voi nu trebuie să stați acolo. Unul de asediu singur. Mecklenburg, bă? Că pula mea! Sunt un părață romani. Cam așa în gura voastră. Vine sus, vine sus. Important e că în Mecklenburg și Folianțe, da? Putem să termină războiul ăsta înainte să înceapă. Da, 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 termină cu el. Veniți de la Tibor, până veniți voi înapoi jos, o să am eu întâri din zona asta. Da. Îmi place faza acum de nu mai am generali. Cine erau ăștia? Moravia. Nu, erau ăștia. Erau niște unii cu Silesia. Silesia. 6 mai, 28 aprilie. Toți voi acolo că venim în trimite de mântăriri. Luptă! Păcate stau cu asediile să trimit mântăriri. Oameni că trebuie să lupte, adică e VT-ul ăsta, aia cu aproape modernă, cavalerie. Tot ce trebuie să luăm Veneția. Asta e tot ce contează. 23, aș putea, 28, aș putea să vină, ok. Alternativ, unde să atacăm cu ei? Cred că mai bine atacăm noi cu ei. Da, ok. Mă gândeam, hai. Tai, tai tu acolo. Crap, what? Ok, pana mea.
Vrei să atacem partea asta la altă? Că nu ești cu morala bine și ești cu infanterie murceană. De asta vreau să atac, avem bonus la atac. Și au ei bonus la atac la infanteria murceană. Pule. Hai. Dacă vine cineva în sung, dar o să știm că vine Franța. Dacă. Iar Mosul, ok, rezolvată. Moravia, trebuie să câștigăm. Suedia, câștigăm Mosulul. Întăriri. Yep. Fugiți voi în Bohemia. Fugiți voi o pula în Bohemia, băi. 4-5-4. Aia mai lovită, să zicem Bohemia, nu? Al treilea asediu. Stai un pic. Dacă se pot face schimbări aici. Fără tine. Așa. Și așa. Pentru că nu teoretic ne-am mutat, o să ajungi tu înainte lor. Da, ok, bun. Că sunt de acord. 5 iunie, luna viitoare, oricum, deci să refacă și al treilea asediu morală. Putem să facem... Oh, deja avem de 1-25. Nu cred că aveți voi noroc. Cum arată situația asta? Nu tehnologică, vă rog, diplomatică. Ah. Ok. Asediu 3 se duce acolo, asediu 1 se duce în Mecklenburg. Cred că am fost cofundat Mecklenburg era un pic mai mare decât credeam. Ok. Bohemia genială, să mă bag în asta. Smirnia e atacată de rebeli. Că veni vorbă. Franția, ai tu bărci pe undeva. În fine, nu mai fac probleme ca să pierd războiul ăsta. Câștigat. Ce am bătut 20.000 acolo, cu încă 5.000 și 8.000 în partea asta la altă. 30.000 aproape distruși. Deci deja am luat o fracțiune din trupele lor, dar destul de mare fracțiune. Și bineînțeles, Brandenburgul e complet deschis. Deci trebuie doar să cucerez Viena. Fac pace cu Brandenburgul după aia și gata, mi-și că Brandenburgul și... Suedia. E șeful alianței acum. Whatever. Și tura viitoare ne ocupăm de Polonia. Mulțumesc, tovarăși, de vizionare. Dacă e cum cred eu, adică trebuie să am neapărat centralizare mai mică de minus 4. Și sper că e minus 4 sau mai mică, nu doar mai mică de minus 4, adică minus 3. Minus 5 maximă. Ruler cu... Deci, pur și simplu, ca să scăpăm de problema asta cu rezistare, de rezistare, sper că trebuie să mai fac doar asta, da? Să schimb trupele tipul unităților mele în vestice. Sper că doar asta mi-a lăsat, mă știu dacă așa e. Și dacă n-aveți ce face, da, spuneți ce s-a întâmplat în 1626. Sper să vină la scriu vulcanii de data viitoare, uitați like, share, subscribe și... Nu știu dacă chiar... Sper că săptămâna viitoare să începem și... Să reîncepem celălalt set cu România. Da, o zi bună!